Municipiul Târgu Jiu a devenit unul dintre orașele cu cele mai multe sensuri giratorii pe metru pătrat. În zona centrală, pe o distanță de un kilometru, sunt 5 astfel de spații. Autoritățile locale spun că giratoriile au fluidificat traficul din oraș, iar de curând au mai montat unul lângă colegiul Ecaterina Teodoroiu. Primarul Marcel Romanescu spune că zona devenise una intens circulată de când a fost deschisă și o clinică privată, iar elevii s-au întors la școală. Era o zonă foarte, foarte aglomerată a municipiului Târgu Jiu și avem în vedere mai multe sensuri giratorii. Aș spune altcumva, v-aș da altcumva răspunsul. Imaginați-vă ce ar fi însemnat Târgu Jiu fără sensurile giratorii. Fără sensurile giratorii din, cel puțin de la Piața Mare, Parângul Tudor Vladimirescu și toate sensurile giratorii pe care le-am realizat în timp. Avem în calcul mai multe astfel de soluții pentru că se demonstrează că odată cu realizarea unui sens giratoriu, mă uit inclusiv la sensul giratoriu din față de la Sala Sporturilor, care a decongestionat zona respectivă, ținând cont de faptul că în zonă există un cartier care e în continuă dezvoltare și mă refer la Bicaz. Da, imaginați-vă că Bicazul acum 10 ani avea 30-40 de locuințe, în momentul de față sunt sute de locuințe în acea zonă. Iar sensul giratorul de acolo, printre ultimele realizate de către noi, a decongestionat traficul din acea zonă. Același lucru l-am constatat și în zona respectivă, mai ales că în imediata vecinătate, vorbim de unități de învățământ, vorbim de Colegiul Ecaterina Teodoroiu, vorbim de zona de la Școala Generală numărul 1, Gheorghe Tătărescu, și în imediata apropiere este Piața Mică, cum e cunoscută la Târgu Jiu, și s-a construit și o clinică, s-a amenajat o clinică pe fostul amplasament al poștei din 23 august. Deci sunt foarte multe edificii care atrag populația în acea zonă și sensul giratoriu deja a început să intersecția a început să se aglomereze. Prin această girație nu facem altceva decât să încercăm ca să fluidizăm traficul în zona respectivă. Traficul în municipiul Târgu Jiu este unul care concurează cu cel din marile centre precum București la orele de vârf. Explicația autorităților este că în ultimii ani numărul mașinilor a crescut exploziv.